Primăriile au la dispoziție 45 de zile pentru a solicita fonduri pentru construcția și modernizarea drumurilor și a rețelelor de apă și canalizare prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a lansat o platformă digitală special creată pentru depunerea cererilor de finanțare. Prin programul de finanțare Angel Salini, fiecare județ are la dispoziție cel puțin 140 de milioane de lei. Din acești bani, 43 de milioane sunt pentru reședința de județ, 10 milioane pentru fiecare municipiu, 7 milioane de lei pentru fiecare oraș și minimum 4 milioane pentru fiecare comună. Potrivit autorităților, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pune la dispoziția autorităților locale platforma digitală investiții.mdlpa.ro, special creată pentru depunerea cererilor de finanțare pentru proiectele de construcție și modernizare a drumurilor, a rețelelor de apă și canalizare, finanțate prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Criteriile de prioritizare sunt datele demografice și administrativ-teritoriale ale județelor, capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale, ponderea valorii totale alocate pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, indicatori statistici din care rezultă necesarul de infrastructură în domeniile drumurilor publice, alimentării cu apă și sistemelor de canalizare. Fondurile alocate vor fi destinate construirii a 12.000 de kilometri de rețele de alimentare cu apă și canalizare, 700.000 de branșamente individuale la sistemul de alimentare cu apă, modernizarea a 2.000 de kilometri de drumuri județene și 3.000 de kilometri de drumuri comunale. Cererile de finanțare se pot depune în 45 de zile, adică până la data de 8 noiembrie 2021, atât electronic cât și fizic.